Discutăm cu Ionuț Moșteanu, candidatul USR Plus la primăria Pitești. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cu drag. Care este planul dumneavoastră pentru Pitești și ce vă recomandă la primărie? O să încep cu a doua parte a întrebării. Am aproape 47 de ani și am doi copii. Doi copii care îmi doresc să rămână aici, în România, lângă noi, în Pitești, să crească mari în Pitești, să rămână în Pitești și pentru asta trebuie să le ofer și să le oferim tuturor copiilor niște oportunități de business, niște oportunități de carieră, niște locuri frumoase în care să-și petreacă viața. Și asta mă mână în luptă și pentru asta am intrat, după 21 de ani de muncă în privat, pentru asta am intrat în politică. Am zis, dacă noi nu punem umărul, nu o să se schimbe niciodată nimic. Și mă uit și la Pitești că la 30 de ani de la Revoluție a evoluat foarte, foarte puțin. PSD a dominat tot timpul aici alegerile, a dominat administrația locală, însă mai mult de un parc și o fântână cântătoare în 30 de ani n-au reușit să facă. Ori eu pot să schimb lucrurile astea și revin la ce mă recomandă. Un primar trebuie să fie un politician bun, trebuie să fie un om care poate să lucreze cu echipe, care știe ce la project management, care știe ce sunt alea obiective și resurse. Și eu în toată viața mea profesională am făcut acest lucru. Pot să aduc bunele obiceiuri de muncă din privat, pot să le aduc în administrația locală, în administrația Piteștiului. Și astfel putem începe să schimbăm niște lucruri, cum spuneam, după 30 de ani. Spuneți-mi care sunt primele trei lucruri care vă vin în minte și ar trebui schimbate neapărat la Pitești și sperăm că le veți schimba când veți ajunge primar. Păi, da, sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Dacă ar fi să mă opresc la trei, care s-ar și putea face foarte, foarte rapid. E vorba de transparență în activitatea primăriei și a companiilor din subordine. Nimeni nu știe câți bani cheltuie primăria, câți bani cheltuie companiile, care sunt organigramele, cum se fac angajările, cum se fac achizițiile. Totul este ținut ca într-o cutie neagră închisă, nu numai la Pitești, peste tot în țară, de primari care tratează primăriile ca pe propria feudă. Ori ce trebuie făcut? În primul moment, transparentizare și digitalizare. Primăria trebuie să revină la cetățeni, pentru că primăria e a cetățenilor, nu e a primarului. Ăsta e un lucru. Al doilea e legat de resursa umană din primărie și din companiile din subordinea primăriei și de modul cum interacționează cu cetățeanul. Fiecare angajat trebuie să știe că este în serviciu public și să se poarte ca atare, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă. Trebuie făcut o evaluare a schemelor de personal, să vedem de câți oameni e nevoie, unde e nevoie, dacă sunt suficienți și dacă își fac treaba suficient de bine. Vreau ca fiecare om din primărie să aibă niște obiective foarte clare. Și din nou, nu e rocket science, cum se zice, sunt lucruri pe care orice privat le aplică în compania lui. Vreau să aplic aceste lucruri și în primărie. Și al treilea lucru care trebuie făcut rapid și bătut în cuie este să opresc haosul din urbanism, din urbanism și din dezvoltarea urbană. Piteștiul acum are un plan de urbanism general în dezbatere și vreau ca acest plan de urbanism general să fie dezbătut atent, luat tot feedback-ul de la arhitecți, de la dezvoltatori, de la cetățeni și apoi să-l urmăm cu toții ca pe, dacă vreți, ca pe Biblie, ca pe master plan, să nu mai fie discuții la fiecare puz, să auzim de tot felul de intervenții, câte un dezvoltator isteț care vrea să facă un bloc între case și așa mai departe. Nu. Știm cum vrem să arate orașul, stabilim asta, dezbatem. Oricât e nevoie, batem în cuie și atunci mergem într-o direcție. Astea sunt trei lucruri care se pot face rapid. Spuneți-mi, vă rog, și de ce nu ați făcut alianță cu PNL la Argeș? Știm că în alte zone s-au făcut. Care au fost problemele de fapt acolo? Da, cred că PNL-ul ar putea să răspundă mai bine la întrebarea asta. Însă eu am vrut să fac alianță la Argeș și mi-am dorit să dăm la o parte PSD-ul din cât mai multe primării din acest județ, pentru că suntem într-un județ în Argeș, din 102 primării, PSD-ul are vreo 80 și, cum spuneam, a dominat administrația de aici pentru 30 de ani. Acum era un moment bun, am propus PNL-ului Argeș să stabilim o colaborare electorală în acest sens anul ăsta.
o colaborare din care câștigau și partidele noastre, câștigau în primul rând cetățenii din Pitești și din Argeș. Cu candidați comuni, luam Piteștiul, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Mioveni, Ștefănești, Bascov și așa mai departe. Comunele mari, orașele mari puteau avea o administrație de dreapta pentru prima dată. Și acum că vorbesc de asta, anecdotic e că PNL Argeș avea un singur primar de oraș care acum candidează pentru PSD. Revenind la discuții, am tot avut discuții cu ei. N-au avut un candidat bun pentru Pitești și au preferat, spre surpriza mea, spre surpriza peneliștilor adevărați, liberalilor adevărați din Argeș, au preferat să-l susțină pe vicepreședintele, viceprimarul PSD în funcție. Viceprimar PSD care a fost în funcție până astăzi. Tocmai am citit că și-a dat în sfârșit demisia de onoare, că ar fi fost normal să-și o dea mai demult. Deci ăsta este PNL-ul în Argeș. Din păcate e o istorie mult prea veche de coabitare prietenoasă cu PSD-ul. Și PNL-ului i-a fost mai frică de creșterea USR decât de coabitare în continuare cu PSD-ul. Îmi pare rău că n-a ieșit. Mai așa, în mine mai o fărâmă de speranță că până la depunerea dosarelor ar reuși să pună pe primul plan interesul cetățenilor și putem face ceva împreună. Însă voi merge înainte, cred că pot câștiga primăria fără suportul PNL și să avem prima dată o administrație de dreapta în Pitești. Din nou, regret, dar asta este alegerea pe care au făcut-o. Să revenim un pic la planurile dumneavoastră pentru Pitești. Vorbeați, cred, într-o postare pe Facebook despre o altă față a Piteștiului, despre proiecte serioase pentru Pitești. Terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii, parcuri, spații verzi, un oraș curat cu totul. Cum plănuiți să faceți asta și din ce fonduri? Sunt mai multe surse de fonduri. În primul rând, bugetul actual, care e de aproximativ 65 de milioane de euro, un buget mare, un buget care este prost gestionat și care e risipit aiurea pe proiecte fanteziste și nenecesare. Și am un astfel de proiect pe care îl tot dau ca exemplu, refacerea pieței primăriei. Primăria actuală votat un proiect, inclusiv cei doi contracandidați ai mei, PSD-istul de la PSD și PSD-istul de la PNL, fiind în Consiliul Local, au votat acest proiect de refacere a pieței primăriei cu 4 milioane de euro. Un proiect nenecesar, neoportun, nu avea nimic greșit. Piața aia, banii ăștia puteau să meargă în altă parte niște proiecte care să producă niște avantaje reale pentru cetățenii Piteștiului. N-au făcut asta, fac doar cosmetizări de 30 de ani, cum vă spuneam, au reușit doar un parc și o fântână cântătoare pe care acum o schimbă. Apropo, deci, în primul rând, banii existenți pot fi gestionați mai bine. În al doilea rând, Piteștiul este pe ultimele locuri între orașele mari la atragerea de fonduri europene. Pentru că pentru fonduri europene trebuie să muncești și să muncești cu oameni deștepți. Nu au vrut să facă asta. Cum spuneam, una din prioritățile mele, sau dacă n-am spus până acum, când vine vorba de reorganizarea resurselor umane din primărie și din companiile din subordine, este organizarea și structurarea unui departament de fonduri europene profesionist. Pentru că Piteștiul n-a avut asta și ca de o fată. E pe ultimele locuri la atragerea de fonduri europene. Deci a doua sursă de buget, pe lângă gestionarea bugetului, gestionarea, gospodărirea atentă a bugetului existent, sunt fondurile europene nerambursabile care pot veni pe proiecte mari. Dar pentru asta trebuie muncă, sunt gata să muncesc să fac echipa asta, să o structurez. Și a treia direcție de unde pot veni banii, pur și simplu, împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale. Autoritățile locale se pot împrumuta pe dobânzi foarte bune de la aceste instituții, fie de la BEI, fie de la BERD, pentru proiecte mari, proiecte importante de infrastructură. Și sunt gata să mergem înainte cu proiectele astea, pentru că proiectele de infrastructură creează imediat niște externalități în economie. Dacă ai făcut o platformă industrială, îți vin firmele, încep să câștigi din impozite și taxe. Dacă ai făcut o zonă de promenadă și concesionezi acolo niște platforme, niște terenuri, din nou vin firmele și încep să investească. Dacă ai fluidizat traficul, ai poluare mai mică, ai deplasare mai rapidă, automat niște externalități. Și pentru lucrurile astea este normal și corect ca o primărie să se împrumute. Deci astea sunt
trei surse din care putem finanța proiectele importante. Vă așteaptă o campanie fără precedent în mijlocul unei pandemii. Cum o să gestionați acest aspect? Deja gestionăm și da, într-adevăr, cum spuneți și noastră, e o campanie complicată din multe puncte de vedere. Vă reamintesc că eu sunt printre primii, dacă nu chiar primul politician, care i-am cerut președintelui Iohannis o discuție cu partidele politice, cu AFP-ul și cu medicii, să stabilim cum facem această campanie și care este momentul în care decidem că nu se mai poate face campanie și nu mai putem avea alegeri. Pentru că în momentul ăsta pare că totul ține de sondaje, PNL e cu ochii în sondaje și într-o zi o să ne zică facem sau nu mai facem alegeri. Ori, asta nu este în regulă, nu există niciun fel de predictibilitate, nu există în momentul ăsta niciun fel de legătură între campanie și situația epidemiologică. N-au vrut, mergem mai departe, vor să facem alegeri, am ieșit în stradă, trebuie să ne strângem semnăturile, trebuie să vorbim cu oamenii. Noi avem grijă, eu am grijă, echipa mea are foarte mare grijă, suntem conștienți de ce înseamnă pericolul acestui coronavirus. Avem măști, avem triaj epidemiologic înainte să ieșim pe stradă la sediu, avem mănuși, avem dezinfectați tot timpul cu noi. Și însă, din păcate, nu cred că același lucru se întâmplă și 10 km mai încolo de Pitești sau de orașele mari. Și vor fi practic 10.000 de potențiali aleși locali în perioada care urmează pe ulițele și pe străzile României, încercând să-și transmită mesajul electoral. Vom avea o zi de vot în care vor fi 19.000 de secții, cam 10 oameni pe secție, să zic vreo 200.000 de oameni vor sta în aceeași sală pentru 20 de ore. Ori asta este o problemă. PNL și PSD n-au vrut nici măcar alegeri în două zile data alegerilor. Și cred că este un gest de irresponsabilitate din partea lor. Prezența va fi mică și prezența mică va delegitima aleșii locali. Asta este părerea mea și am tot spus-o. Acum, revenind la campanie, eu fac campanie într-un oraș mare. Noi știm să folosim foarte bine instrumentele digitale, suntem foarte bine prezenți în online. Media ne ajută, o să stăm și de vorbă cu oamenii în măsura în care se poate, da, nu ca în alte campanii. Și cred că, că mesajul nostru o să ajungă la toată lumea în perioada, în urbanul mare. În rural însă se schimbă povestea și acolo va fi o problemă. Se vorbește de mult timp, de foarte mult timp, de autostrada Pitești-Sibiu și deși nu este în competențele primarului, vreau să vă întreb, adică, să explicați un pic a legăturilor care ar fi importanța pentru dezvoltarea Piteștiului, strict pentru dezvoltarea Piteștiului, grăbirea construcției acestei autostrăzi. Păi, mare grabă, mare grăbire, să zic, nu se mai poate de acum colo, sau mare accelerare a proiectului. Proiectul e pe drumul lui în sfârșit. Este un proiect pe care îl cunosc în detaliu din 2016, de când am fost în Ministerul Transporturilor și de atunci am încercat să pun lucrurile pe direcția corectă, pentru că era un proiect început prost, bani puțin, cu studiu de fezabilitate, o licitație proastă pentru studiu de fezabilitate. Lucrurile s-au mișcat încet, încet. PSD-ul a ezitat foarte mult să-l ducă înainte. PNL-ul ezită în continuare pentru că pe secțiunile de mijloc ale autostrăzii, pe secțiunile 2 și 3, încă nu avem foraje suplimentare și asta e cea mai mare problemă. Și vă spun direct, mi se pare inadmisibil ca suntem la 9 luni de când PNL-ul a preluat guvernarea, ori pe sectoarele alea de mijloc aveau de luat două decizii. Deci una sau alta. Ori licitau așa cum e, în momentul ăsta SF-ul, ori făceau licitație pentru suplimentarea studiilor geo. N-au făcut niciuna, nici alta și stau așa într-o așteptare, cumva sperând că se rezolvă lucrurile de la sine. Nu, s-au pierdut 9 luni. Despre asta e vorba. Sau s-au pierdut încă 9 luni. Și aia e bucata care va ține pe loc tot proiectul. Probabil, acum arată lucrurile, acum vom avea autostradă în 2027, autostradă Pitești-Sibiu. Capetele, Sibiu-Boița și Pitești-Curtea de Argeș, vor fi gata în aproximativ 5 ani. La anul, la cum știu eu că, și urmăresc în detaliu de ani de zile fiecare bucățică din proiect, dar nu vreau să intru acum în ele, la cum știu eu, la anul se va începe treaba, execuția în teren, efectiv, acum se face proiectare pe Pitești-Curtea de Argeș. Și revenind la importanța autostrăzii pentru Pitești, Pitești oricum este foarte bine așezat, este aproape de București, este aproape de aeroportul București după standardele de business. Este într-o
pus în mijlocul unei zone în care e concentrată practic toată industria sau cea mai mare parte a industriei de componente auto din România. Sunt foarte, foarte multe fabrici care fac componente pentru Dacia, pentru Ford sau pentru export. Autostrada asta va deschide noi oportunități, vor fi parcuri industriale, se pot face platforme intermodale și asta înseamnă bani, asta înseamnă business, asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă venituri la bugetele locale, la Pitești și la comunele din jur. Deci abia aștept să văd în sfârșit autostrada asta gata. Spuneați de FC Argeș că este brandul piteștenilor. Ce poate face primăria de fapt pentru sport în Pitești și ce planuri aveți cu stadionul din oraș? Eu sunt foarte pasionat de sport. Am făcut sport toată viața și fac încă sport. Cred că sportul, am văzut și pe pielea mea și știu că sportul e esențial pentru educație, disciplină și pentru sănătatea cetățenilor, sănătatea unei nații. Și de-aia am și vrut să fac parte din Comisia Specială pentru Sport care s-a înființat la Parlament acum câteva luni, comisie care n-a lucrat prea mult fiind pe final de legislatură. Însă mi-aș dori ca în următoarea legislatură Parlamentul României să aibă această comisie de sport care să schimbe toată structura instituțională a sportului în România. Pentru că în momentul ăsta e, să spun așa, academic o varză cu toate structurile preluate de pe vremea comuniștilor peste care au venit idei noi și nimic nu funcționează ca lumea. Revenind la Pitești, la ce poate face primăria, eu vreau și o să mă lupt și este în planul meu să fac un oraș în care toată lumea să aibă oportunitate pentru sport, de la mic la mare, de la 2 ani până la 100 de ani. Se poate să se plimbe, să meargă cu o bicicletă, să dea cu piciorul într-o minge. Și pentru asta, în primul rând, primul lucru care trebuie făcut și îl pot face și îl poate face orice primar cu bunăvoință, dar până acum n-au vrut să o facă, este să deschidem porțile școlilor. Sunt peste 30 de școli și licee în Pitești și în prima lună după preluarea mandatului o să deschid porțile seara, în weekend și în vacanțe. Este inadmisibil ca într-un oraș atât de mare ca Pitești să avem doar 3 terenuri în care publice în care copiii pot da cu piciorul minge sau pot arunca la coș și terenurile școlilor în care primăria bagă bani, cetățenii bagă bani, să stea închise, să stea sub lacăt și copiii să se uite de pe geam de acasă, de unde se joacă la calculator, să se uite la acel teren al școlii care stă închis. Deci asta este primul lucru, sport de masă pentru toată lumea și oportunitatea, infrastructura ca fiecare să poată face acest sport. Revenind la sportul de performanță, autoritățile trebuie să fie parteneri în sportul de performanță. Trebuie să asigure o parte din buget, dar spun și repet, o parte din buget. Nu ca până acum, că până acum toate cluburile sportive municipale, județene și așa mai departe au stat cu mâna întinsă la primărie și au funcționat așa. Ia, cât ne dă primăria? Atât. Bun, de atât ne facem treaba anul ăsta. Atât avem cheltuieli de funcționare, mai luăm sportiv de atât și ne facem treaba. Ori, asta este o gândire funcționărească. Eu vreau să schimb asta cu sportul din Pitești și să creăm niște cluburi moderne în care primăria să fie partenerul privatului. Vreau să avem management profesionist, vreau să văd la fiecare club marketing sportiv. Eu am lucrat foarte mulți ani în marketing și am fost pasionat de marketing sportiv și vreau ca acești oameni să învețe să pescuiască, nu doar să aștepte să le vină peștele. Și putem face asta. Cluburile și de basket, și de volei, și de fotbal trebuie să fie o parte integrantă din comunitate și îmi doresc ca în câțiva ani de zile, și se poate face asta, meciul echipei locale să devină o sărbătoare pentru tot orașul, să fie un loc în care oamenii să vină cu copiii, cu familiile, să fie evenimente înainte de meci, evenimente după meci, pur și simplu să fie o sărbătoare. Dar pentru asta singura variantă de dezvoltare este ca să creăm un parteneriat între primărie și privat. Și acum scrie primăria Pitești pe tricourile FC Argeș. Nu vreau să mai scrie primăria Pitești. Vreau ca pe locul ăla să fie numele unui sponsor. Mic, mare, la început mai mic, ușor mai mare. Vreau să fie o prezentare de marketing profesionistă a echipei FC Argeș pe masa fiecărui antreprenor și fiecărui investitor din județul Argeș. Ori asta nu se întâmplă în momentul ăsta. Toată lumea așteaptă să vină cineva cu bani și bani și mai mulți de la bugetele locale. Asta nu o să se poată. Singura variantă este, spun a treia oară, un parteneriat solid,
transparent între autoritățile locale și privat. Revenind la stadion. Stadionul nostru este vechi, într-adevăr. De ani de zile, PSD-ul a zis, facem alt stadion. Compania Națională de Investiții, acuși ne vor da banii să facem un nou stadion. Văd asta în fiecare conferință de presă a PSD-ului, cel puțin în ultimii 4 ani, dar știu că a fost și înainte. Tot felul de randări 3D frumoase, cum o să arate următorul stadion. Au stat cu mâna întinsă la Dragnea, la Compania Națională de Investiții, să le dea și lor, nu le-a dat. Acum sunt sigur că vor veni din nou cu aceeași poveste. Vom avea Compania Națională de Investiții, stadion, nu știu ce. Nu asta e soluția, să stăm să așteptăm să ne pice pe o pleașcă pe cap de la Compania Națională de Investiții, care asta e altă discuție, dacă avem ca stat nevoie de compania asta sau nu. Ce putem face mâine este să gospodărim ce avem, mâine. Pentru că dacă vă duc la stadion o să vedeți că e năpădit de buruieni, cumva pare abandonat. Poate arăta decent și în momentul ăsta, cu niște cheltuieli minime poate fi îmbunătățit, un pic modernizat și apoi viitorul este din nou de dialog cu un potențial partener privat. Stadionul ăsta trebuie să funcționeze ca un proiect care să producă bani, pentru că dacă investești 20 de milioane, fie că-s bani publici, fie că-s bani privați, într-un stadion modern, nu poți să joci doar un meci pe săptămână și să zici, da, merită investiția. Nu, ăla trebuie să fie un centru de evenimente în care se întâmple lucruri, meciuri de fotbal, de atletism, de altceva, concerte, expoziții. Ori pentru asta, din nou, trebuie un management privat care să funcționeze cu ochii pe profit. Și în direcția asta putem merge și în direcția asta cred că este cea câștigătoare, nu numai în Pitești, ci în toată țara. Este modul în care se lucrează în foarte, foarte multe țări afară. Spuneați mai devreme că Argeșul, de fapt știm tot că Argeșul este județ fruntaș la cazurile noi de COVID-19. Ce credeți dumneavoastră că a fost gestionat greșit, defectuos până acum și ce ar trebui schimbat? Au scăpat pandemia din mână aici în Argeș, pentru că ci sunt mai multe motive. Unul și primul motiv, din păcate, e legat din nou de competiția politică. Competiția politică între prefectul PNL, un prefect educat care vine din mediul universitar, însă care are zero experiență administrativă și s-a simțit asta. Practic a fost aruncat în valuri și a învățat să noate în timpul pandemiei. Și de partea cealaltă avem Consiliul Județean dominat de PSD, DSP-ul dominat de PSD, Spitalul Județean controlat de PSD și toate planurile care s-au făcut au avut niște considerente politice de la început în managementul acestei pandemii. Măsurile în ultima lună au fost luate foarte, foarte târziu. Și de-aia spun, noi n-am avut la începutul pandemiei niciun laborator de testare în Argeș. Și asta s-a simțit. Deci asta e păcat că un județ atât de mare a fost ținut în subdezvoltare practic de PSD atât de mulți ani. Ar fi trebuit să avem toată structura sanitară foarte, foarte solidă. N-avem medici. Acum, de exemplu, au adus un tir de o unitate mobilă de tratare a pacienților gravi, cu paturi de terapie intensivă. Însă noi mai avem paturi la Mioveni de terapie intensivă pentru care nu sunt medici. Asta este problema reală. Și asta înseamnă un management al resurselor umane extrem de prost. Este și în Argeș ca peste tot o politizare excesivă a sistemului de sănătate, începând de la DSP, continuând cu Spitalul Județean, continuând cu Spitalul Nou de la Mioveni și vorbind de Spitalul de la Câmpul Lung, care practic este cumva abandonat și acolo e un management foarte, foarte prost. Deci una peste alta, astea au fost cauzele care s-au pus una lângă alta și au creat acest fenomen, și anume scăparea din mână a coronavirusului în Argeș. Sper și din nou, tot de la cetățeni vine soluția și văd că oamenii sunt responsabili. Văd cel puțin în jur și cât văd eu în Pitești, oamenii poartă mască și țin distanțare și le mulțumesc pentru asta. E singura șansă să revenim, să scădem și noi, să cădem odată din topul ăsta, că de 3-4 săptămâni suntem zilnic în topul îmbolnăvirilor de coronavirus. Vorbeați într-un alt mesaj adresat alegătorilor despre mafia lemnului din Argeș. Ce se întâmplă acolo de fapt și cum ați putea schimba acest lucru?
Mafia lemnului poate fi stopată de la guvernare. Deci asta e realitatea. Argeșul, din păcate, e pe primul loc la tăieri ilegale în mai multe topuri ale diferitor organizații de mediu. Sunt Argeșul plin de păduri în zona muntoasă și se fură lemn pe Valea Argeșului, pe Valea Topologului, pe Valea Vâlsanului, în zona Rucăr, pe Valea Doamnei, de ani de zile. Și aici este o complicitate între Romsilva, ocolurile private sau de stat, garda de mediu, poliție. Și cumva toată lumea știe că se fură. Apar evidențe în final că s-au defrișat niște munți, niște versanți și așa. Și toți ridică din umeri. Speram din nou că PNL, odată ajuns la guvernare după PSD, o să taxeze acest lucru și o să ia niște măsuri ferme. Eu văd că prima măsură pe care a fost să ne blocheze nouă DNA-ul pădurilor prin contestarea la CCR. Am fost foarte dezamăgit, uimit și dezamăgit de această decizie în același timp. Văd că în continuare direcția silvică e condusă de omul PSD-ului, Armand Chiriloiu, care este ținut de PNL acolo. Evident că este un om care nu este străin de tot ce se întâmplă cu pădurile în Argeș. Și nu înțeleg de ce PNL-ul ține în continuare. Am auzit tot felul de zvonuri, dar nu vreau să vorbesc acum. Da, sunt lucruri care se pot face doar din executiv acolo, pentru că acolo trebuie să funcționeze Ministerul Mediului și cu Ministerul de Interne și împreună pot stopa această mafie. Povestiți-ne un pic și despre proiectele dumneavoastră de când ați intrat în politică, cele mai mari proiecte sau planuri. Cel mai mare proiect al meu a fost partidul. Știu că poate sună straniu, ați fi vrut să auziți altceva în realitate, însă am fost implicat foarte, foarte mult în construcția partidului, pentru că în 2016 USR a profitat de o fereastră de oportunitate unică în istoria politică recentă a României. Un partid plecat din stradă a intrat în Parlament și a intrat ca al treilea partid. Am intrat cu aproape 9% în Parlament, ceea ce nu-i puțin lucru. Și apoi, noi a trebuit să creăm un partid în toată țara, de la o mână de oameni în București, am fost o mână de oameni în toată țara și a trebuit să creăm pe repede înainte un partid funcțional în toată țara. Și am fost foarte, foarte mult implicat în extinderea și în consolidarea brandului USR și al partidului. Sunt în conducerea USR din mai 2017 și alături de Dan Barna și de ceilalți colegi am reușit, zic eu, să facem un partid foarte bun, un partid funcțional, un partid modern, care, iată, a convins și la ultimele runde de alegeri. Un partid și singurul partid de care, care e sigur că va schimba ceva în România, pentru că vedem că vechile partide cumva trăiesc după același principii și cu același ținte, și anume accesul cu orice preț la banii publici. Mă uit acum și la transferurile pe care le face PNL de la PSD pe bandă rulantă și rămân așa uimit cum se poate așa ceva după ce au spus că se luptă cu PSD-ul atâția ani de zile. Dar revenind la proiect, deci ăsta a fost principalul meu proiect. În Argeș am plecat de la 8 oameni în 2016 în toamnă și suntem aproape 900. Aproape 60 de filiale din 100 de localități, vom avea candidați în 90 de localități în județul Argeș. Și ăsta e un lucru extraordinar cu care mă mândresc foarte tare. Aici am reușit să strâng o echipă extraordinară, pentru că politica e treabă de echipe. Și eu sunt un om de echipă, lucrez în echipă și central și aici la Argeș. Am o echipă extraordinară lângă mine care a crescut ușor. Și am făcut ca acest partid să conteze și aici, în acest județ roșu. În Parlament am pus umărul alături de colegii mei la tot ce ați văzut în ultimii ani și în primul rând la bătălia cu PSD-ul pentru apărarea justiției. Și am avut câteva proiecte mari, importante în această linie. Am avut proiecte pe transparență, pe debirocratizare, pe suportul antreprenorilor și, cum spuneam, pe apărarea justiției. Dincolo de asta, ca parlamentar de Argeș, sunt cel care a urmărit cel mai atent proiectele de infrastructură. Pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, știu că infrastructura creează niște externalități economice imediate și se simte imediat în bugetul unei localități sau unei zone, în momentul în care aceasta are o infrastructură
competitivă. Și am petiționat, am făcut interpelări, am vorbit cu oameni care lucrează sau care lucrau pe proiecte, am făcut amendamente la buget în fiecare an, astfel încât să reușim să mișcăm mai repede și Piteș-Craiova și Piteș-Sibiu mai sunt. Avem DN73C-ul ăsta din între Piteș, între Câmpul Lung și Curtea de Argeș, și avem DN73-ul care iată stă de nu știu câți ani, de foarte mulți ani, încă nu e terminat, de la Pitești la Brașov. Și pe scurt, cam cu asta mi-am ocupat timpul în ultimii 4 ani de zile și n-am stat o secundă. Și în final vă rog să spuneți alegătorilor câteva cuvinte de ce vă doriți să fiți primarul Piteștiului. Îmi doresc în primul rând să dau înapoi ceva comunității care m-a crescut și m-a creat ca adult responsabil. Aici am avut cei mai frumoși ani din viață și aici vreau să îmi petresc restul vieții alături de copii. Vreau să fac din orașul ăsta un oraș în care să ne placă, să îmbătrânim împreună, un oraș din care nici copiii mei, nici copiii altor piteșteni să nu mai vrea să plece, să găsească aici în câțiva ani de zile toate oportunitățile de business, de angajare, de distracție. Și cum vă spuneam și la început, am și energia și competența să fac lucrurile altfel față de cum le-au făcut cei de până acum. Să aduc acel suflu nou, acea energie și acea procedurizare, o abordare meticuloasă a fiecărui proiect nou în primărie, astfel încât să începem să mișcăm orașul ăsta, să-l ducem într-o direcție care să arate mai aproape de orașele din vestul României, ca să nu zic mai aproape de orașele din centrul Europei, că acolo mi-aș dori să fim. Vreau un oraș viu, că în momentul ăsta e un oraș în care nu se întâmplă nimic. Vreau un oraș în care să vedem evenimente, să se întâmple tot timpul ceva, să fie viu, să respire aerul la universitar, pentru că avem universități, dar nu vezi asta, nu simți, n-ai. Dacă mă duc tot timpul când mă duc în județele din vest, în capitalele de municipii din vestul României sau când ies afară și mă întorc în Pitești, simt așa o tristețe. Și o tristețe pe care nu vreau să simtă și copiii mei. Vreau să se simtă toți mândri de Pitești în câțiva ani de zile.